bărbat înșelat de iubită și lăsat să crească singur cei 3 copii. Este povestea lui Vasile, un tată disperat, care spune că a ajuns la capătul puterilor. Vasile ar fi fost părăsit pe nepusă masă și tot ce își dorește acum este ca fosta iubită să-și ia în serios rolul de mamă și să reia legătura cu cei 3 copii. Colegul nostru, Mădălin Ioan, este în direct cu noi și îi are alături chiar pe Vasile și pe mama lui Elena. Bună seara, Mădălin, bună seara tuturor! Bună seara, doamna Mirela. Bună seara, Mirela, bună seara, doamnelor și domnilor. Ei bine, mă aflu chiar în Buzău în acest moment, alături de Vasile și de mama sa. Este o poveste despre iubire, trădare și suferință, dar și despre iertare, dacă pot spune așa, și dacă într-adevăr este loc... Am pierdut legătura, hai că o refacem imediat. Când o să intre alături... Da, hai să încercăm să refacem legătura cu Mădălin. Nu m-ați crezut cu Mercur retrograd. Păi lasă-mă, că am auzit de Mercur ăsta din noiembrie și nu mai pleacă. Și că pleacă prin februarie, martie, dar mai stă vreo două săptămâni, așa? Da, ca să... e grav. Deci situația este așa și, vedeți, sunt foarte, foarte, foarte multe cazuri din acestea prin care mamele își părăsesc copiii, părăsesc bărbații, mai are 2 într-o parte, mai are 3 pe aici, i-a părăsit pe toți, înțeleg că așa este speța cu această mamă, că ea zice și cu siguranță așa o să spună că n-avea casă bună cu bărbatul respectiv. Că o bătea, eu sunt de acord să nu stea nicio mamă, nicio femeie bătută în casă, să sune la poliție, să meargă la toate autoritățile care să îi facă dreptate și să nu suporte bătaia. Dar cum îți lași copiii cu un bărbat care te-a agresat pe tine și care știi că e violent și tu te duci în lumea largă? 3 copii care au vârste, înțeleg, între 9 și 13 ani. Deci sunt niște copii care înțeleg ce li se întâmplă, da? Și pe care îi puteai să iei cu tine. Acum, mama respectivă, dacă ne aude, am fi foarte, foarte, foarte încântați dacă ne-ar și răspunde că poate varianta ei nu este cea a soțului ei, a bărbatului ei, care vine și o acuză că și-a neglijat familia și că și-a părăsit copiii și că nici nu le plătește pensia alimentară. Dar hai să vedem dacă l-avem pe Mădălin în direct. Mădălin, am restabilit legătura? Încă nu. Vasile, bună seara, domnul Vasile. Vasile, ne auzi? Da. Perfect. Ia spune-ne tu, Vasile, situația. Deci, ia-o de la început. Cum te-ai cunoscut cu ea? De câți ani ești cu ea? Câți ani au copiii? Cum a plecat? Te rog. În 2008 am fost cu șefie de pe la Comori, de acolo din zona Estira. Am fost cu șefie de la Comorul Verde, așa tot spune. Am fost cu prietene acolo, a fost mai multe fete și acolo ne-am întâlnit și ne-am aia. Ce zic? Am ieșit cu ea afară, ea că vrea să o marite. Zic, nu pot să așa. Noi ar vorbi mai discutăm. Cum așa, dintr-o dată, vrea să se mărite sau cum? Da, la prima întâlnire. Dar ea avea deja copii, Vasile, pe atunci? Nu. Atunci ea avea copii. Și până atunci nu v-ați mai văzut niciodată? Era prima discuție? Nu, niciodată. Așa. A văzut 3 zile când m-a sunat ea. I-am dat numărul meu telefon, m-a sunat și când vreau să fiu la timp. Păi ce? I-a spus cu cineva mare, e trebuie o femeie de casă. Nu vreau atentul, nu. Da, fac curățenii, fac mâncare, toate bun și la locul lor. Maică mea a lucrat în Italia 11 ani de zile. Și eu lucram, ce mai ce mi-a întâlnit? Poate unii ori mi se apără 400 de euro sau 500 sau 600 de euro. Era bănușea. Ce mai lucram eu? Să puțin trăiesc. În 2010 a venit copilul, cel mare, Alexandru. De atunci n-a început să mai facă mâncare, n-a început să mai grijă de băiat. Pleca, vinea, plece la Maița, pleca la Maița. Hai să o luăm altfel, ca să înțelegem un pic. Vasile, tu câți ani ai? Eu mai pot, deci mai fac 40 de ani, doamne. Cât? 41? 1. Și ea câți ani are? Ea are 30. Și în 2008 câți ani avea ea? 16 ani jumătate. Vezi, mă, Vasile, mă. Da, dacă ea a venit că vrea să se mărite. Păi ea a venit, da. Vezi tu, când iei unei fete copilăria, adolescența și o pui direct să fie mamă, femeie, vine cheful de tinerețe fix când ți-e lumea mai dragă. Și și-a asumat riscul. E un risc asumat. În momentul în care procedezi așa,
trebuia să gândești cu două, trei mișcări înainte. Vasile, există... Când vă sună femeia, Vasile avea vreo 27, ea avea 16, da? Cam așa e, 11 ani diferență, perfect, nu? Am înțeles perfect. Am înțeles. E riscul asumat și trebuia să gândească că mai devreme sau mai târziu... Păi da, uite, copiii ăștia n-au nicio vină. Păi n-au nicio vină copiii, întotdeauna părinții au vină. Așa e. Vasile, spune-mi, te rog, au venit și ceilalți copii, nu? Ce, cum a început ea să se poarte? Ce s-a întâmplat? A venit și cel mijlociu, Nicolae Robert, a venit și el, nu spăla copiii. N-a dat de știe, personal, n-a dat de știe. Nu spăla, nu mâncare, nu... Vineam de la muncă să pot să facă mâncare, să spăl eu copiii, să pot să fac o leacă de ordine, chiar nu face nimic. Așa pe Facebook, vorbea cu... Mai avea o soră bătătă cea mai mijlocă la noi aici, în Fărcioara, care vorbeau mereu cu ea și aia, tot sau o... de anume telefon la bărbat, vorbească și aia. Și i-am spus, băi Angelica, dacă tu consideri, a plecat o dată, două ori, trei ori, zic, dacă tu consideri că nu putem să facem casă, băi, tată, trebuie să ne spărțim omenești, fără scandal, fără... Hai, acum să o zicem pe aia dreaptă, Vasile, că e o sătură de de-astea fără scandal, fără că, vorba aia. Mai sunt, eu nu mai am 16 ani, știi? Zii drept, adică tu n-ai bătut-o niciodată pe Angelica? Vă spui sincer. Ia. Vă spui sincer. Nu am dat niciodată în ea. Ea sărea la mine. Deci n-ai amenințat-o, nu i-ai vorbit urât, n-ai înjurat-o, n-ai agresat-o, n-ai lovit-o niciodată. Nu. Niciodată. Doamna Mirela, azi vă văd. Dacă eu agresam, o băteam, puteam să sun la poliție. La poliție, domnule, uite, mă bati, mă jinești, mă alungă. Dar eu n-am făcut nimica. Certuri, da, am avut. Bun, și tu spui ce s-a întâmplat într-un final. Vasile, ea a plecat de acasă și a părăsit cei trei copii? Da. De câți ani a plecat de acasă? Sau de cât timp? Din 2016 până ziua de azi. Aproape 7 ani. Cum e, de 7 ani nu și-a mai văzut copiii? A văzut 6 ani de când am venit la studenți, mă înțelegi. M-a rugat de ea la post de poliție să vină să vadă copii. Și unde este acum ea? În pagina. Și pensia alimentară a plătit? Nu, 6 ani de zi l-a plătit 1000 de lei. Ei, lucrează undeva? Stai un pic, copii, deci când a plecat ea, copiii aveau 4 ani. Cât erau de mici copiii când a plecat ea? Avea 4 ani, 3 ani. Cea mai mică? Da, petită. Mamă, și restul câți ani aveau ceilalți? Vă spun sincer, face un mic diferent avea copiii. Vă spun, era mici. Incredibil. E diferent în 2 ani. Și a venit vreodată în acești 7 ani deja să-i vadă sau măcar îi sună să-i, cu cameră, să se intereseze de ei? Cum face o mamă, normală? E blocat și tu și... Băiatul cel mare e blocat pe Facebook, blocat pe număr. Eu tot la fel, sunt blocat pe numere. M-auzi? Sunt blocat pe Facebook. Am încercat să o sun, am avut fata bolavă. Dar tu ai fost la protecția copilului și acum copiii sunt încredințați ție, Vasile, da? Da, dar am acțin, nu vedeți voi. Doamna Mirela, mă scuzați, pot să vorbesc eu? Vă rog, doamna, sunteți mama lui Vasile, da? Da. Vă rog. Doamna Mirela, ea în 6 ani zile nu și-a văzut copiii. Anul trecut, faci luna asta, din ianuarie, faci un an de zile, s-a rugat băiatul meu de la postul de poliție să vină. Când a venit, știți ce le-a adus la trei copii? O lanternă de 50 de bani, doamna Mirela, stătea pusă pe canapea unde stau eu acum, nu m-a luat bata să pupi nici pe băiatul mijlociu, nu l-a luat, pe cel mare era la scoală, la Buzău, că l-am la scoală, la Buzău. Da, doamnă, da, nu înțeleg, nu, eu nu pot să înțeleg asta, dar știu că sunt și astea de oameni. Poate nu muncește niciunde și n-o fi avut bani să... Nu, că zice că nu i-a luat în brațe pe copii, nu i-a pupat, nici nu s-a atins de ei. Da. O avem la telefon. Este la telefon chiar acum Angelica, fosta iubita lui Vasile. Bună seara, Angelica. Bună seara. Angelica, am auzit lucruri pe care ne este greu să le credem și de asta ne bucurăm foarte mult că ai intrat în legătură directă cu noi. O mamă care naște trei copii și care nu se mai interesează an la rând de ei. Care este adevărul? El, din câte am auzit, el spune că nu m-a bătut niciodată. Așa a zis. Nu este adevărat. Și din câte știu, eu am trimis colegilor dumneavoastră și dovezi că am pus bani. Dar ce s-a întâmplat, Angelica? Povestește-ne când ai plecat de acasă și de ce ai ales să pleci de acasă? Din
cauza certurilor, din cauza bătăilor. Și ai plecat acum 6 ani? Da. Și copiii de câte ori ți-ai văzut în acest timp? O singură dată. Păi dar nu te-a ars inima așa, Angelica, după copiii tăi, care erau și atât de mici când ai plecat? Da, v-a dat seama că mă doare inima, dacă nu am avut cum. Și el spune că am blocat copiii. Da, i-am blocat din cauza că nu pot vorbi cu copiii, că intervine și el. E, nu există așa ceva, Angelica. Nu. Cum să-ți blochezi copiii? Păi sun și le explici că vrei să vorbești doar cu ei, dar cum să-ți blochezi copiii, să nu vrei să-i vezi? Nu înțeleg. Și cum îi lași, în primul rând, într-un mediu toxic pentru ei, dacă spuneai că fostul tău concubin este agresiv, tu pleci și pe ei lași. Sunt anchete sociale, mă gândesc, efectuate, pentru că acei copii au fost lăsați totuși în îngrijirea soțului, al concubinului, că n-au fost legitim, aia înseamnă că sunt îndeplinite acele condiții minimale. Dar, Angelica, explică-mi odată. Bun, bărbatul era rău, te bătea, te-a luat de mică. Bun. Hai să mergem pe varianta ta. Tu nu aveai unde să mergi să-ți iei copiii cu tine când ai plecat? Nu aveam unde să merg cu ei. Dar tu de unde ai venit? Că ai venit tu de undeva. N-ai avut și tu o casă de unde ai venit? Am venit de la părinții mei, normal. Păi și cum ai putut să lași tu copiii la tată și să fugi în lumea mare și de 7 ani să nu mai știi nimic de copiii tăi care plâng după tine? Copiii ăștia vor crește cu handicapul că mama lor i-a părăsit. Păi dacă mai stăiam lângă el, cred că ziua de astăzi nu mai eram deloc. Eu nu te-am condamnat că ai plecat din cauza asta. Dimpotrivă, e foarte bine că ai plecat și trebuia să-l dai pe mâna poliției dacă te bătea. Eu te întreb altceva. De ce nu ți-ai luat și copiii când ai plecat? Fiindcă nu aveam să merg cu ei. Păi și acum unde te-ai dus? Unde stai acum? La concubinul meu. Și el nu te primește cu copiii? Nu, el este de acord să-i plătesc pensia alimentară, dar nu să iau la mine. Dar pensia alimentară tu le-ai plătit copiilor? Pentru că Vasile zice că ai plătit doar primele 6 luni din cei 6 ani. Păi cât am putut și eu, că dacă eu nu lucrez... Deci tu nu lucrezi, stai la concubin, concubinul ți-a dat interzis să vii cu copiii, dar tu ca mamă, măcar prin telefon, că asta s-a inventat atâta tehnică încât îl suni pe un telefon și îți vezi copilul și vorbești cu el și îi spui pe nume. Și copiii știu că mama nu i-a părăsit. De ce nu face asta? Păi da, cât este copilul la școală, la Buzău, acolo învață, eu vorbesc cu băiatul. Și ce îi spui băiatului? Discutăm ce este, îl întreb de școală, de una alta, de cei la al doi. Și copiii ce-ți spun la telefon? Da, mă judecă, îți dai seama că mă judecă. Că dar ce-ți spun, mamă, de ce ne-ai părăsit? Sau mamă, când vii? Sau ce-ți spun? Da, ne spune și chestia asta de ce i-am părăsit, dar na, fiind ei mici, n-au știut. Uite, dacă copiii te audă acum, că poate sunt în cealaltă cameră, sigur, nu e recomandat, dar noi știm că se mai întâmplă asta, adică ne facem că nu e așa, așa e. Dacă ei te aud și sunt toți trei acolo și îți aud acum vocea, te rog frumos, transmite-le un mesaj copiilor tăi. Ce-ți mesaj să le primit? Că iubesc mult. Altceva n-am să le transmit. Să mai spere copiii tăi că ai să te întorci la ei vreodată? Da, da, seama că o să mă întorc, dar nu cu tatăl lor împreună, nu o să mai fiu. Nu cu tatăl lor, dar ei au nevoie de dar o mamă. Dar asta, oricum, s-a produs despărțirea în urmă cu 6 ani, deci nici nu mai n-ar mai fi să luăm în discuție lucrul ăsta. Angelica, noi avem informații că tu ai mai părăsit 2 copii dintr-o relație anterioară, este adevărat? Da. Și acei copii câți ani au? Felicitări. Petița are 5 ani. Și tot așa nu ții legătura cu ei? Nu. Stai un pic, adică tu după ce ai plecat de la cei 3 copii, mi-ai făcut încă 2? Da. Și ai părăsit și pe aceea? Da. Aceea unde sunt? În ce județ? Tot județul Buzău. Și deci ai o fetiță de 5 ani și ce mai ai? Încă un băiețel? Da. Acela câți ani are băiețelul? Băiețelul lui e mai micuț. Are 3. Păi la câți ani ai părăsit tu? După ce ai născut? După ce l-ai născut pe băiețel? Nu, aproape băiețelul avea aproape 2 ani și fetița aproape. Este un obicei, să da, înțeleg. Este peste tot unde merge și cu fiecare lasă concubin urme, cu care lasă se urme, cuplează, lasă urme sau lasă în urmă copii. Dar Angelica, da. Dar pe ceilalți doi unde e lăsat? Tot la tatăl lor? Da.
Și nu și n-ai de gând suni, să... cum faci? Adică... Nu, nu ține legătura cu ei. Nu da? Ții legătura nu. Nici cu cei doi mici? Nu, a fost altă chestie, a fost alte probleme. Da, sigur doamna, că mereu doamna se găsesc Angelica, explicații. Iertați-mă, dar copiii nu sunt jucării. Ar trebui să faceți niște jucării. Ordine în viață. Nu sunt bani, nu schimbăm bani. V-ați făcut copii, doamnă, n-ați schimbat niște bani. Da, normal că am făcut copii. Păi și știți ce înseamnă asta? Responsabilitate. N-ați făcut un copil, ați făcut cinci. Păi și unde? Dacă îi luam, unde vrea să mă duc cu ei? Să stau cu ei? Păi dar nu trebuia doamnă, să-i înainte, faceți dacă înainte, știați nu că v-ați nu gândit, vă doamnă. Permiteți. Înainte, domne, uite, nu am posibilități, nu lucrez. Plus că mai aveați experiența asta, ați părăsit trei copii deja. Părăsiți păi și dacă mai faci încă trei și cu actualul concubin și după aia te sfădești și cu el, ce faci copiii ăștia? Faci așa la fiecare casă și lași câte trei copii și pleci mai departe? Poate ce a fost în trecut. Dar de unde știi tu că nu o să fie și în viitor, Doamne ferește? Sunt eu convinsă de chestia asta. Angelica, la n-ai nicio mustrare de conștiință? Pentru aceste suflete nevinovate cărora tu le-ai... Cum să spun, le-ai, din start le-ai curmat un destin, o șansă la tot ce înseamnă iubire, la o viață normală, pentru că un copil părăsit de mamă de mic nu are cum să aibă o viață normală din punct de vedere emoțional, niciodată. Da, normal că am mustări de conștiință, vă dați seama. Tu ai abia 30 de ani, nu? Deci ai 5 copii până la 30 de ani. Da. Toți sănătoși, adică nu s-a născut unul cu o malformație, cu o problemă, toți sănătoși tu, nu? Da, toți sunt sănătoși. Doamne ajută, măcar eu avere, ce binecuvântare de la Dumnezeu să poți face copii sănătoși, să-ți aduci pe lume și tu ai ales să-i părăsești așa, fără să te uiți înapoi. Și un câine, Angelica, când trăiește pe lângă casa ta, tot ți-i milă să-l lași în frig afară, știi? Tot te duci să-i dai un colț de pâine. Dar rămite copiii tăi. Păi eu când am vrut să-mi vizitez copiii, am fost amenințată de fosta mea soacră că nu am ce căuta acolo, că rupe părul din cap. Chestiile astea, de ce nu le-a spus? Păi nu ni le-a spus, că ni le spui tu, uite, de asta. Noi de aia te-am sunat, ca să ne spui tu ce s-a întâmplat. Da, el spune că nu m-a bătut niciodată. Tu de care fostă soacră vorbești, că ai mai multe? De doamna de la televizor? Mama lui Vasile. Doamna mama lui Vasile, ați amenințat-o, nu știu, cu bătaia, cu moartea, dacă se apropie de copii? Doamna Mirela, ia întrebați-o că vă spun cu... Dar întrebați-o dumneavoastră, doamnă, vă rog, ia, întrebați-vă direct, vă rog. Deci, tu mă apuc ziua din mâine. Nu vorbiți așa. Ia întrebați-o, de câte ori i-am zis și eu să nu vină la copii, că plângea copii. Eu am învățat o copii să suni mereu și nu răspundea doamna Mirela. Și a spus că vrea copiii ca să ia, dar îi duce la părinții ei să le mănânce alocația la copii. Ia unde se duce, ea nu vrea copii. Și a băgat cuțitul lui Fini un picior, doamna Mirela. Nu spune că a bătut-o băiatul meu când ea a sărit, el dacă nu vedea băiatul cu mâna și-i bagi cuțitul un picior, are semn și acum. Îi băga în inimă, doamna Mirela. Da, o să vă rugăm să nu ne mai dați astfel de detalii. Sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Deci, a sunat-o nepoții mei, eu i-am spus mereu și am zis, sunați-o pe măta să vorbiți cu ea, că-i mama voastră. Nu a vrut, doamna Mirela, suna telefonul închis. Păcat că are trei copii frumoși. Are cinci, doamnă. Mai are doi, doamnă, cu da, care nici cu Angelica, vorbești, mai ai și alți copii, dacă toți suntem la momentul adevărului? Nu, i-am pe cei trei de la Vasile și... Ce nu-i destul cinci? Păi, nu știu. Deci trei cu doi, mai da? Mai are timp să facă, Adrian. Exact, mai e timp. Mai fac.